Maria a fost primul concurent care a început acest task. Să știți că cred că a răspuns cineva, pentru că am văzut-o când a plecat, iar apoi, după câteva minute la Ospea Antonio din Darufele, niciun alt concurent nu plecase la acest task, deci cumva ea era acolo, vorbea. Sper din suflet să fi răspuns mama lui Antonio, să-și spună ce au de spus acum, indiferent că Na, e la televizor. Prin câte au trecut ei, asta ar fi ultima. Important e să-și spună ce au de spus și cumva să o ia de la zero dacă este posibil. Este adevărat că Maria vine după două, trei zile extrem de grele și foarte încărcate emoțional și dacă doamna ar spune ceva ceva ciudat, cu siguranță o să o afecteze și mai tare. Dar decât să nu spună și să aibă îndoială aceasta, mai bine o spune și cumva pleacă la drum așa, vorbiți.